Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Astăzi vom vorbi despre o, o comună care poate fi un exemplu perfect, da? că, nu lipsa banilor, că nu de lipsa banilor duce România. Bani există, dar e nevoie de organizare și idei. De asemenea și de cinste. Vom vorbi despre comuna Bosanci, iar alături de mine în platou se află domnul Nicolae Miron, primarul Comunei Bosanci. Vă salut, mulțumesc că ați invitației, domnule primar. Mulțumesc și eu. Deci, bani există, nu? Da, la Bosanci bani există. Spre exemplu, anul acesta am avut bugetul uh -huh. de 180 de miliarde. Uh -huh. Deci, un buget foarte bun. Bineînțeles, avem și foarte multe proiecte în derulare. Despre care vom vorbi, da, de-a lungul emisiunii, dar. Mai avem nevoie de. Să fim buni manageri, gospodari, cum vrem să spunem, fiind în zona Rudețului Suceava, vorbim despre Bucovina, idei, nu? Trebuie și cinste. Pentru că s-a clamat acest lucru, că e nevoie de cinste la începutul mandatului. Domnule primar, cum a trecut comunitatea, cum a trecut administrația peste acea stare de urgență? Asta avem în prelungire starea de alertă. Cum s-au simțit oamenii? Cum a fost toată această chestiune gestionată de dumneavoastră, de, de, de colegii dumneavoastră? În starea de urgență, cred că am trecut destul de bine. Au fost anumite alarme false, mm -hmm. dar știți, dumneavoastră, cu acel om care a venit din Belgia și ar fi infectat o mie de persoane, totul a fost fals. Da. S-a creat puțină panică la nivelul instituției. Câteva zile a fost asta, în acea perioadă viceprimarul a dispărut din decor, pentru trei săptămâni. Fost pentru prima dată, am înțeles. Da, nu este pentru prima dată. Chiar și acum lipsește, chiar nemotivat, din lunea trecută n-a fost, lunea aceasta n-a fost, ieri a venit pe la ora 3. Mm -hmm. e, am înțeles de la colegul meu, Robert Horman, că ați luat măsurile administrative care se impun. Bineînțeles, am sesizat pe doamna contabilă, deci nu va fi plătit în aceste zile, normal, dacă nu se prezintă la activitate. Așa a făcut și în perioada de pandemie, trei săptămâni a lipsit cu desăvârșire, nu numai că a lipsit, dar a indus o stare de panică de frică în cadrul mm -hmm. colegilor din primărie, le spunea să meargă acasă, să închidem instituția, nu, n-am închis instituția, mm -hmm. am luat măsurile necesare, dezinfecții, dezinfectanți, am cumpărat măști, tot ceea ce era necesar pentru perioada respectivă și am trecut cu bine. Da, colegii au rămas alături de dumneavoastră până la urma urmei, nu, pentru că v-ați bazat. Colegii din cadrul da. primăriei, bineînțeles, da. au venit la servicii, am anulat relația cu publicul din cadrul birourilor Evident. din primărie, am instituit la unul din ferestrele primăriei un mm. ghișeu acolo și de la ghișeu colaboram cu cetățenii, mm. se păstra distanța regulamentară și instituția a lucrat normal. Normal, da. da. Și cum ați reușit să-i ajutați pe cei mai cei aflați în nevoie, de exemplu, oamenii mai în vârstă. Am făcut o echipă operativă da. împreună cu șeful de situații de urgență, cu câțiva angajați din cadrul primăriei și eu personal ne-am deplasat la toți cei ce erau raportați că sunt bolnavi de COVID și mergeam, le cumpăram alimente, familiile nevoiașe, le-am monitorizat în acea perioadă, știți că persoanele peste 65 da. de ani erau monitorizate îndeaproape și tot tot ceea ce era necesar, am pus la dispoziție, la dispoziția cetățenilor câteva numere de telefoane, eram solicitat și imediat mm -hmm. oamenii care operau în cadrul situațiilor de urgență, deci duceau la îndeplinire toate sarcinile. Așa, și măsurile de prevenție... Au fost, Măsurile de prevenție, la timp luate, nu? bineînțeles, au fost luate la timp, n-am avut uh, prea multe persoane care să fie infectate da, la da, nivelul da. localității. Deci au fost am cumpărat, vă spuneam, dezinfectanți, da, zis, tot corect, ceea da. ce trebuie pentru perioada aceasta și uh, Bineînțeles s-a instituit starea de urgență, deci erau acele filtre de poliție, am colaborat cu dumnealor, deci erau situații în da. care mergeam chiar la marginea uh, zonei de carantină, preluam anumite pachete pentru părinții, pentru rudelor, rudele celor ce erau în interiorul zonei de carantină și rezolvam toate problemele da. simplu. Spuneți-mi, Comuna Bosanci e cunoscută, cu, că are o activitate înfloritoare, activitate economică, agenții economici cum s-au descurcat, cum au ieșit din această stare de urgență. Evident există activități economice care presupun plecarea oamenilor în afara. La începutul pandemiei s-a creat o stare, să zic așa, foarte rea datorită faptului că au apărut în centrele comerciale de la Rozita și alte centre anumite afișe nu primim, să zic, antreprenorii din Bosanci la cumpărături sau alte lucruri. Da, foarte urât. Deci mi-au fost transmise aceste mesaje, afișele, care au fost lipite la porțile comerciale, la porțile societăților da. comerciale și a, pentru moment, la început, câteva zile, până s-au adus la cunoștința publică, Faptul că nu este situația atât de dramatică precum o descriau televiziunile, presa în acea perioadă și treptat, treptat și au revenit. Vă dați seama să nu distribuie în perioada stării de urgență anumite produse, produse alimentare mentale. a fost destul de urât pentru societățile comerciale. Mm -hmm. Dar și-au revenit, deci mm -hmm. și-au continuat activitatea și a fost foarte bine. Da, acum e în ordine ca să spunem așa. Da, din acest deci, punct de vedere, adică activitatea economică, tot ce înseamnă E o stare normală se, E o stare normală, domnul primar mulțumesc Și acum mai sunt două provocări pentru un primar în perioada următoare Pregătirea debutului noului an școlar în condițiile speciale, cum am spus Și pregătirea alegerilor locale din 27 septembrie În ce stadiu sunteți? Cum ați acționat? În ceea ce privește pregătirea începerii nouă anul școlar, deci am oferit și oferim în această perioadă tablete, s-au alocat din bugetul local 50.000 de roni, în același timp și guvernul are un program care oferă tot tablete, consultăm, ne consultăm împreună cu doamna directoare să nu ia copii din ambele părți să fie și dintr-o parte, și din alta, să primească doar ori de la primărie, ori de la școală. Și avem acum definitivat un proiect: grădinița, o grădiniță, căsuța din povești, care este la cheie. Săptămâna trecută am făcut recepția la toate lucrările, deci a fost dotată cu mobilier, renovată complet, schimbat acoperiș, Vom izolație discuta. termică, parc de joacă, totul deci foarte modern, tablete, deci avem videoproiectoare, câteva videoproiectoare, deci din toate punctele de vedere este o grădiniță foarte modernă în care vor putea intra uh, copiii de grădiniță. Școala, acum am renovat și școala, deci aproximativ 50% este deja renovată și fațada școlii o schimbăm acum uh, și vor putea începe împreună cu doamna directoare. În ne special. consultăm tot timpul, este un uh, comitet de administrație în cadrul școlii, ne consultăm și luăm toate măsurile pentru ca ele să-și înceapă în condiții normale școala. Da, ați vorbit deja despre o investiție importantă, cea de la grădiniță, dar pentru că m-au ajutat pentru realizarea acestei emisiuni colegii mei Robert Holman și Gheorghe Botârcă, au fost în comună, au luat imagine de acolo, Uh, ca o introducere, ați avut probleme cu investițiile, cu șantierele? Ați suspendat activitatea pe această perioadă mai, mai dificilă? Pe perioada pandemiei n-am încetat investițiile. Din contră, cred că am lucrat chiar mai bine. De. <laughs> de ce vă spun că primăvara aceasta am executat uneva, cred că la vreo șapte kilometri de rețele, extindere rețele de gaz. Deci uh -huh. nu a fost nicio problemă pentru deci noi. Deci au lucrat și la proiectul de apă și canal, uh -huh. deci doar da. la centru medical. Acolo echipa, firma care executa lucrarea, nu a vrut să vină la lucru. Uh, au spus ei că datorită faptului că există această. Uh, stare de urgență Bine, eram în și carantină Rudețe, și, da, era și în la carantină. intrarea în zona de carantină, dumnealor erau din Botoșani, dar cred că asta a fost doar un motiv să nu vină hmm. la lucru, dar da. acum au reluat lucrările, au zidit deja centrul comercial, anul trecut făcusem scheletul din beton, structura metalică structura din beton și anul acesta au zidit au completat tot absolut acum deja s-au apucat de electricitate da. și de da. obiectele sanitare deci vom mai discuta despre acest centru medical vom vorbi și exact la cât ajunge această investiție, avem în calupul 8 dar să urmărim să urmărim desfășurătorul pregătit de colegii mei care a fost pe teren despre iluminat public, despre rețeaua electrică, am înțeles că rețeaua a fost modernizată cu eforturi financiare consistente. Da. În ceea ce privește rețeaua electrică, deci vorbim de iluminatul public, da. deci am cumpărat lămpi cu LED, toată comuna, deci undeva la 1380 de lămpi cu LED. Așa și a fost, au fost iluminate toate zonele inclusiv zonele din Cumpărătura, din Căldăruș acolo Trăiau într-o beznă totală acolo Am extins iluminatul public și acolo În același timp am extins foarte multe rețele electrice deci, uneva la vreo 4 km de extinderi de rețele electrice în șase zone ale satului. Vorbim de zona Văduț, zona Lan, zona Fântâna lui Nistor, pe dealul Costi, Lacea pe deal, în cumpărătura în spatele depozitului de marmură. Deci, extinderi care nu s-au așteptat cetățenii din acele zone să aibă curent electric. La cât s-a ridicat investiția, domnule? Investiția s-a ridicat undeva peste 7 miliarde, vreo 7 miliarde 200 a fost aprobarea în bugetul local, dar în urma licitației a scăzut undeva pe la 6 miliarde 800 și în același timp aici aș vrea să fac câteva. Pre Bă rog. Bă rog. că am fost acuzat că am dus uh, rețele undeva prin popușoaie, cum s-au exprimat ei. Uh, deci un lucru foarte urât, cred că a fost... Uh, cei ce au făcut asemenea afirmații, bineînțeles a fost un articol plătit la monitor de Suceava de către viceprimarul comunei, este bine știut lucrul acesta. Bun. Și pentru... cum a văzut el că această extindere a fost făcută prin păpușoaie? Explicație de unde cum a, a văzut? Deci probabil se referă la strada pinilor. Uh -huh. Deci acolo la strada Pinilor a trebuit să o trecem de pe o stradă pe alta, știți de a. pe un drum pe altul. A. Așa și trebuia să trecem pe undeva. Da. Tocmai acolo avem o rezervă, este de un plus. Teren. Da, a. un teren în plus și pe acel teren s-a trecut de pe o parte pe alta a. Deci, De ce vreau să vă spun, acolo deci, noi trebuia să extindem, a fost aprobat în Consiliul Local Să ducem și romilor din localitate curent electric Cam 50% din ei aveau curent electric și 50% cam nu aveau Bun, Așa. dacă exista girul Consiliului Local, ce nu vedea domnul viceprimar? Ce n-a înțeles? Sau n-a fost la ședință? Una din rețele electrice trece și pe la un teren de al meu, știți? Și aici era problema. Ah, Dar nu trebuie să mă mut din localitate nu cumva să treacă asfaltul pe la mine sau rețeaua de apă și canal de exemplu rețea de apă și canal abia acum zilele trecute m-am racordat și eu deci până acum n-am avut uh -huh. apă și canal abia zilele trecute m-am racordat la canalizare urmând ca la rețeaua de apă să mă racordez probabil săptămâna viitoare când vor termina lucrările acolo în acea zonă și vă spuneam acolo, da, da. acolo datorită faptului că trebuie să ducem în zona romilor rețeaua. Deci, de la rețeaua de medie tensiune până la zona romilor, vorbim de strada ciprian porumbescu acolo, deci este undeva la un kilometru și 500 de metri. Conform normelor ANRE, deci nu se poate duce rețeaua mai mult de 1000 de metri. Deci, este interzis. Nu avizează, eu nu. Lucrarea. lucrarea. Așa. Și ne-am racordat la rețeaua de medie tensiune, am mers prin subteran undeva la vreo 500 de metri, am amplasat un transformator și de acolo de la transformator am putut să ajungem la 1000 de metri până la Rom. A fost foarte simplu. Da. Dar, trebuind... Uh, să trecem din o parte în alta încă n-am auzit de rețele suspendate, rețele electrice suspendate. Da, da. Am trecut printr-un lan de porum că era da. normal. Vă spuneam tocmai acolo avem un plus, o rezervă, deci da. comuna are da. acolo o rezervă și am traversat prin aceea către uh, romi. Și acolo au spus ei că am dus prin popșoaie că uh, nu ar fi deci avem zeci de oameni care se reacordează la cele rețele electrice, Sunt familii cu cinci șase copii care nu aveau electricitate. Greu. Deci era o rușine pentru noi? Și da. eu nu nu face investiții. Știm foarte bine politica deci, lor. Politica lor și a trebuit să facem noi din bugetul local. Dar deci ori... acești bani sunt din bugetul local, șapte. Uh, da, tot rețeaua electrică. Toate rețelele electrice au fost uh, executate din bugetul local în ultima perioadă și cu o oarecare contribuție a EON-ului deoarece mh. ei își fac un calcul de rentabilitate exact. și în urma calculului de rentabilitate, în funcție de numărul de cetățeni care solicită racordarea la rețeaua electrică, ei spun: venim cu 30%, cu 50% sau cu 70% și restul, deci, pune din bugetul da. local. Da. Da, domnule primar, luăm prima pauză de publicitate. Revenim, doamnelor și domnilor, imediat.